Bună ziua și bine v-am regăsit. Am ajuns la ultima rundă de dezbateri în care se confruntă candidații pentru primăria Capitalei. Așadar, în studioul nostru astăzi se află în ordine domnul Andrei Năstase, candidat al platformei DA. Bună ziua și bine ați venit. Și Hristos s-a înălțat. Hristos s-a înălțat. Adevărat s-a înălțat. Urma să o prezint pe doamna Silvia Radu, candidat independent, care de altfel a fost invitată astăzi. A promis că va veni și uitați-vă că nu a ajuns. Noi nimic, drumurile proaste, credem că sunt un motiv serios, dar o așteptăm să vină. Cine știe, poate ajunge. Și mai departe, dați-mi voie să-l prezint pe domnul Ion Ceban, candidat al Partidului Socialiștilor. Bine ați venit, Hristos s-a înălțat. Adevărat s-a înălțat. Așa. Înainte de a trece la discuții, vă aduc la cunoștință regulile de desfășurare a emisiunii. Nu s-au schimbat, sunteți pentru a doua oară în studioul de la Eu Vreau Să Fiu Primar. Aveți la dispoziție 9 minute pentru a răspunde la întrebări și a interacționa între domniile voastre. Bănuiesc că aveți nevoie de timp pentru a vă adresa întrebări și răspunsuri un pic mai mult timp decât data trecută. Promit să-l ofer, să dublez acest timp, care va fi acum de 4 minute fiecare. Așa. Mai departe, dacă intervine unul dintre candidați peste discursul celuilalt, cel care a fost întrerupt își va putea continua discursul ulterior, nu ia nimeni din timpul dumneavoastră. De asemenea, sunteți aici în ordinea tragerii la sorți și cel care nu vrea să beneficieze de timpul pus în mod gratuit de către ProTV la dispoziția sa, este cazul doamnei Silvia Radu, acest timp nu mai poate fi recuperat. Așadar, domnule Năstase, care sunt cele mai importante lucruri pe care ar trebui să le știm despre dumneavoastră, cu toții, alegătorii în primul rând? Mă refer la cum v-ați caracteriza. Aveți un minut. Întrucât v-ați schimbat regulamentul. Eu cred că toată lumea deja mă știe, cunoaște ce am făcut în trecutul meu neîndepărtat, de atunci de când am ieșit în spațiu public, ca și activist civic, ca și lider a platformei Demnitate și Adevăr. Cred că mă caracterizează niște lucruri elementare. Întâi de toate, munca, munca și iar munca. Asta știu să fac mai bine, asta am învățat la mine acasă, asta m-a învățat mama, fratele meu și așa mai departe. Demnitatea este ceea ce mă caracterizează și, dacă vreți, este ceea ce nu negociez cu nimeni și pentru nimic în lume. Demnitatea nu se negociază. Adevărul. Adevărul este unitatea mea de măsură, una universală, una de neschimbat. Ce ar mai fi? Ar mai fi respectul față de oameni, un lucru important din punctul meu de vedere și nu un respect așa de ochii lumii și doar atunci când intri în campanie electorală, așa cum am mai fac unii candidați, ci de fiecare dată respect pentru oameni. Asumare, pentru că fără asumare degeaba vii și pretinzi că ai putea să faci bine, ai putea să schimbi lucrurile în bine în societatea din care faci parte și, ca să nu iau prea mult timp, responsabilitatea. Eu sunt un om responsabil și îmi doresc acest lucru să se producă și la nivelul întregului establishment moldovenesc, a întregii clase politice moldovenești, pentru că oamenii au nevoie de oameni responsabili la guvernare, fie ea centrală, fie ea colegii de la O Seară Perfectă au pregătit un material despre dumneavoastră. Să vedem cu ce se ocupă în timpul liber domnul Andrei Năstase. Restul că e plin. Să vedeți plin. Este gol. Da, nu este rugată pe mama să nu fac prea mult din. Lume bună care venea cu tatăl meu atunci când trăia. De la poartă de acolo îmi striga: Andrei, ai viezat un pahar de vin de care beau eu, popa și omul care vine cu mine. Gheorghe Muscă. Asta sunt eu. Asta este învățătoarea mea, primul meu învățătoare. Asta este un al doilea unchi, Andrei Muscă. Ambii sunt artiști ai poporului. Nu am foarte bune capacități la limbile străine. Mă bucur să o dețin bine în română. Sportul meu de suflet rămâne a fi fotbalul. Eu sunt un om de echipă. Mama niciodată nu minte. Ea o să-ți spună poate mai delicat, poate mai frumos, poate mai gingaș, poate mai drăguț. O să-ți spun adevărul.
Da, dați-mi voie să vă spun că subiectele, de fapt, sunt mult mai ample. Ele au fost difuzate de colegii de la O Seară Perfectă. Mult mai generoase au fost, dar astăzi, pentru că avem puțin timp și vrem să vă auzim mai mult vorbind despre ceea ce aveți să ne spuneți în această campanie, așa că dați-mi voie să trec mai departe la doamna Silvia Radu, care este astăzi inexistentă, aici nu a dorit să vină, dar vreau să ne amintim cu toții un lucru și rog colegii ca să ne uităm ce a spus domnia sa săptămâna trecută după ce nu a participat la runda aceea de dezbateri. Eu speram să ajung, dar nu mi-a permis, fiindcă drumurile din Chișinău nu sunt atât de bune. Am fost în strada Pădurilor, care este complet dezastroasă și acest lucru m-a reținut și nu am putut să întrerup întâlnirea pentru a fi prezentă la ședința dumneavoastră. Este absolut normal pentru un candidat la funcția de primar a Chișinăului să participe în dezbateri publice. Mai mult ca atât, eu cred că oamenii își doresc ca candidații să fie prezenți în dezbateri. Să mai participați la emisiunile TV. Am zis, eu niciodată nu am boicotat televiziunea Pro TV, am fost la dumneavoastră în emisiune, voi fi prezentă. Așadar, de aceea am crezut că astăzi va veni. Totuși, doamna Silvia Radu a găsit timp să, eu știu, accepte invitația colegilor de la O Seară Perfectă. Acolo nu trebuia să răspundă la întrebări complicate și nu trebuia să fie alături de contracandidați. Haideți să vedem și ce face doamna Silvia Radu în timpul său liber. Eu încerc să fiu disciplinată, să nu lipsesc, fiindcă este important să respect agenda atâta mea cât și a antrenorului. Noi facem mai multe tipuri de sport, de obicei când muncesc mult facem fitness, dacă avem timp jucăm tenis, mergem la ski. Eu nu mi-am dorit să avem foarte mulți copii, dar circunstanțele vieții, munca care a fost mult prea intensivă pe parcursul ultimelor 20 de ani, nu ne-a permis să avem atâți cât ne-am dorit. Atunci când vin acasă, eu uit în general că am fost la serviciu și faptul că ele sunt mici mă cufundă în lumea copilăriei. Sunt un om care combativ, muncitor. Cred că încăpățânarea la fel este o calitate. Am văzut, mergem mai departe. Domnule Ioan Ceban, aceeași întrebare. O întrebare pentru Andrei. Nu, stați un pic, așteptați că avem mai întâi la materialul care era prezentarea dumneavoastră. O să întrebați mai târziu un pic. Vreau să vă rog să vă prezentați singur, să ne spuneți ce ar trebui să știe alegătorii despre dumneavoastră. Un minut. Eu am o experiență foarte mare în ceea ce ține de administrarea treburilor, în atât domeniul municipal cât și cel de stat. Am activat și în guvern și în Parlament și la președinție și în Consiliul Municipal, plus că am activat și în sectorul real o bună parte din timp, la începutul carierei. Cunosc foarte bine problemele care se confruntă Chișinău, am foarte multe inițiative în acest sens, în primul rând cele cu caracter social, am vorbit despre ele, vorba de compensații, vorba de adaosuri la salarii, vorba despre persoanele cu nevoi speciale, finalizând cu cele economice, procurarea de noi autobuse și multe altele. Am educația necesară pentru acest lucru, am zis că am făcut stagieri și la Paris, am facultate finalizată și la Moscova în administrare municipală și de stat, plus am o echipă extraordinară care am lucrat acești ani de zile, care au developat numeroasele acte de corupție din primărie și am un plan de dezvoltare a Chișinăului pe termen lung. Da, un plan... Calități, calități personale, calități. Ce cum vă descrieți? Bine, eu cred că cel mai bine să mă descrie oamenii. Cunosc foarte multe lucruri, cunosc limbi străine, dacă tot l-ați întrebat pe Andrei, multe, da, cel puțin două le vorbesc fluent. Acum, ce vreți să mai știți despre Am înțeles. Ok, haideți să vedem ce face domnul Ceban în timpul liber. Eu gătesc absolut toate, mă rog, începând cu excepția poate deserturilor. Sabe por quê? Você não me deixa. É que eu me
Asta e. Arată bine. E și eu. E o mâncare de felul întâi pe care poți să o faci oriunde aflându-te peste hotare. De exemplu, mie foarte mult îmi place șuzeama, dar e mai greu să găsești pe la Moscova sau pe la Paris leuștean. Nu găsești nicăieri. În fiecare dimineață eu încerc să alerg și ziua începe pe la 5:36. E daí se você é gostosa, se você sobe desce na festa, se você tá virando tequila não me interessa. Sabe por quê? Eu não te largo. Eu sunt un om care lucrează foarte mult. Sunt o persoană care nu cedează. Bine, Silvia. Am văzut ce face domnul Ceban. Să știți, pe mine m-ați convins că gătiți. Am văzut că nu sunteți stângași la bucătărie. Nu, pentru că făcusem un alt reportaj, reportajul cu pianul, mi-mi place foarte mult, sunt la pian, la chitară. Și... nu, m-ați convins. Practic, domnul Năstase se uită... Că-i place la trompetă. Bine. Dar nu-i rău. Nu, când va candida, o să-l chemăm și o să-l întrebăm ce face. Așadar, am câte o întrebare pentru fiecare dintre domniile voastre, foarte repede, după care dau start acele runde despre care am vorbit, de 4 minute fiecare, pentru a interacționa între domniile voastre. Domnule Ceban, da. Așa, v-ați cumpărat anul trecut o mașină, fabricată anul trecut, care costă mai mult decât veniturile declarate și nu pur și simplu mai mult, dar de 8 ori mai mult. Cum explicați acest lucru? Să știți că eu m-am uitat pe declarația noastră de avere pe care ați depus-o. Așadar, aveți, ea costă 455.000 de lei, 22.000 de euro, așa am înțeles eu. Salariul declarat anul trecut plus indemnizație CMC, 55.000. Soția, 41.000. Indemnizație copil, 60.000. 9.500 de lei din depuneri bancare. Credit, 7.000 de euro. Ați vândut o mașină cu 90.000 de lei și 19.000 ați luat pe un lot. Sunteți licențiat în matematică și puteți calcula mai bine decât mine. Dar mie mi-au dat, în total, cu toată indemnizația, tot ce v-a intrat în casa anul trecut, 414.000 de lei. Dar trebuie să mai existați din ceva, să vă îmbrăcați, să mâncați copiii dumneavoastră și așa mai departe. Cum explicați această diferență? Nu ați menționat în toată afacerea asta că am scos bani din economii, aproximativ 5.000 de dolari pe care i-aveam pe conturi și care sunt declarate în acest sens. Și este creditul contractat, așa cum ați menționat dumneavoastră, este cu scadență pentru 3 ani de zile, atât. A fost vândută mașina anterioară pe care o deținea soție, pentru că eu nu conduc. Da, și ați luat un credit de 7.000 de euro. Exact. Păi? Cu scadență. Pe 3 ani de zile. Corect. Toate lucrurile. Și plus economiile care v-am spus că au fost scoase. Și plus că trebuie să vă întrețineți din ceva. Păi am și economii, dumneavoastră ați văzut, nu, și nu sunt puține. Le-ați făcut public, Zara de Gard a făcut public. Toate da, și eu m-am uitat. A ieșit cum că tot ce a intrat în casa anul trecut costă mai puțin, adică va intra mai puțin decât ați dat pe o mașină. Nu, pentru că dacă vorbiți și vă referiți și la credit, atunci lucrurile stau cu totul altfel. Ați reușit totuși ca funcționar public să vă faceți niște economii în aceștia. Dar ele sunt declarate an de an. Eu sunt funcționar public din 2006. Da. Așa că... De ce nu circulați cu acea mașină? Tot cu Dacia vă văd. Eu nu circul în general, eu nu conduc mașina. Nu, păi nu vă văd în acea mașină, vă văd într-o Dacia. De câte ori vă văd, acolo vă văd într-o Dacia. Acea mașină merge soția de foarte mult timp, împreună cu copiii, noi avem agende absolut diferite. Așa că am înțeles. Eu ies, ați văzut și în reportaj, la 6 dimineață și mă întorc seara la 11-12 acasă. Mergem și la sâmbătă și duminică. Domnule Năstase, la fel a ridicat discuții declarația dumneavoastră, m-am uitat pe ea, ați declarat acolo 11 construcții, am văzut că presa afiliată Partidului Democrat deja vorbește despre 11 case pe care le-ați avea. E adevărat că în acea declarație am văzut, sunt acolo niște cifre, dacă te uiți jos la legendă, vezi ce înseamnă fiecare dintre ele. Totuși, și de vă rog, dacă să totuși, ce înseamnă fiecare dintre un ele? Un apartament aveți, 4 case de locuit. Așa scrie acolo. Așa? Da, spune. Un garaj și 5 alte bunuri. Așa, și unii sunt 11 case? Păi, 4 case? De ce vă trebuiesc? 1. Am casa pe care am construit-o din banii munciți în privat. Din 2000 și până în prezent n-am muncit la stat.
atâta cât am făcut eu, am făcut în privat, apărând drepturile oamenilor din Moldova și din afara statului nostru. Am casa familiei mele pe care am construit-o, am casa mea părintească de la Mândrești, care, la fel ca toți moldovenii, are niște acareturi și s-ar putea ca unul dintre cele acareturi să fie trecut tot cu casă. Dar și... dumneavoastră ați completat-o? Nu, dar eu completez exact ce este scris la registru. Eu nu dacă aș face o mică virgulă într-o parte sau în alta, aș intra pe domeniul penal al lui Plahotniuc și eu nu sunt un penal ca și Plahotniuc. Și este casa părintească a soției mele, care părinții noștri fiind în vârstă, au spus, domnule, vor rămâne vouă. Iată tot ce am eu. În rest, toate casele de care vorbesc, știi, holding-ul sau holding-urile lui Plahotniuc și al lui Dodon, să le ia lor. Atât pot să spun. Deci sunt niște falsuri, la fel ca cei 30 de mii sirieni în cazul Maia Sandu, la fel ca și cei 50 de ani pentru de concesiune a Chișinăului pentru arabi și așa mai departe. Deci este o încercare de manipulare, o propagandă pusă la cale de Plahotniuc și Dodon și de candidații lor. Asta e. Așa, acum, dați-mi voie să dau start acelei runde, că tot aveați o întrebare către domnul Ceban. Domnul Ceban cu siguranță are întrebări la dumneavoastră. Noi vom sta și vom urmări cu mare atenție această rundă. 4 minute fiecare, întrebări, până răspunsuri. Răspunde-o, da. Că dumneavoastră vreau să întrebați ceva de Silvia Radu. Eu zic să facem o chestie, dacă tot... Păcat că trebuia să întrebăm de unii salariul de 430.000 de lei. Unii au plecat credit, 239 de milioane de lei. Și, și multe altele. Da, unii au plecat, cine? Creditul. Nu creditul, dar banii, banii din Uniunea Finanță. Banii făcuți din tarifele plătite de câteva milioane de moldoveni, 170 de milioane, care au trecut la Uniunea Finanță, o instituție monopolistă în Republica Moldova, și au trecut pe o firmă a Silviei Radu. Poate de asta nu vine. 430 de mii de lei salariu lunar, care însemna 52 de ori mai mult decât salariul mediu din domeniul energetic. Și explicația doamnei Radu că era o firmă internațională, dar vreau să întreb, dar miile de oameni care lucrează în acea întreprindere, nu tot într-o întreprindere internațională, lucrau? Unde ați mai văzut o diferență de 52 de ori cu a unui angajat cu șeful lui? Deci, apropo, asta e despre chestia cu managementul. Managementul bun, că nicăieri eficient. Vreau să vă atrag atenția, dar să nu discutăm în foarte mult din timp. Pentru mult. Că, deci ca să nu ne luăm foarte mult din timp, arăt oamenilor raportul ANRE în care se pune începutul unui rechizitoriu la adresa doamnei Radu. Înțeleg că singura domnia sa a recunoscut că a avut un dosar penal sau îl mai are. Iată de ce este vulnerabil în fața regimului. Iată de ce oamenii nu mai trebuie să voteze acești indivizi aveți vulnerabili. Aveți mai puțin de 5 minute. Domnule Ceban. Eu am vrut să-l întreb de ce Bătoi era gol. Din ambele. Mama face un vin extraordinar. Dar de ce era gol Bătoi? Era gol, am crezut din care Bătoi era bun. Pentru că nu am făcut așa de mult anul ăsta, așa că... Ok. Fascinistit. Nu era la subiect până la urmă. Mi-era interesant de ce... Mergem mai departe? Da. Da? Minunat. Ați avut o rundă de dezbatere între domniile voastre. Întrebarea era, doamna Dorina Bogza, pentru că eu am rămas o leacă dator pentru domnul Ciban. A zis că vine cu un exemplu. Da, data trecută dânsul, pe lângă faptul că m-a exagerat puțin, n-a mai făcut spectacol pe aici, m-aș numit mincinos că n-aș avea un exemplu în adresa lui. La TV8 i-am adus în discuție adresa acelui exemplu. Și astăzi vreau să-i spun domnului Ciban că personal, împreună cu alți ortași de-ai săi de la Consiliul Municipal Chișinău, 16 la număr, au votat un proiect de lege de modificare a destinației unui teren care mai apoi a făcut ca municipiul Chișinău să rateze, după estimările unor experți, aproape 30 de milioane de euro. Iată toate documentele aveți aici și dovada faptului că... Despre ce teren concret, este vorba? Spuneți repede că... O teren din strada Mircea cel Bătrân, 25/1 și dumneavoastră cunoașteți că v-am spus la ieșire... Domnule Ceban, vă rog să... Dacă bine, aveți ceva de spus, bine, vă rog Ceban, să spuneți. Ar fi bine să nu mai mințiți oamenii pentru că nu vă stă bine. Pur și simplu. Aveți nevoie? Nu. Acum și o să aveți dumneavoastră nevoie. Deci, haideți să luăm pe rând. Diferența de 3 minute. Consiliul Municipal, domnule Năstase, nu adoptă proiecte de lege. Proiecte de lege adoptă Parlamentul. Sunt decizii, așa ați spus dumneavoastră, ca jurist nu aveți voie să greșiți. Dacă a fost un mic lapsus... Da, domnule Ceban. Un proiect de decizii pe care vă lămânesc dumneavoastră... Domnule Ceban, domnul Năstase are mai puțin de 4 minute, iar dumneavoastră vă rog să răspundeți. Vedeți, exact, e important că îl țin în mână anume din partea domnului Năstase.
Doi, eu am o întrebare către domnul Năstase. Ce este R6 și ce este C3? Domnul Cioban, noi nu suntem aici la un examen. De asta v-aș invita să răspundeți la întrebarea mea și la acuzații. Chestiune foarte importantă. Și la acuzațiile aduse de colegii dumneavoastră că v-ați face vinovat de acte de corupție, inclusiv în cazul Mircea cel Bătrân 25/1. Asta eu vreau să vă întreb un lucru simplu în urbanism. Ce înseamnă R6 și ce înseamnă domnul, C3? Eu v-am spus că eu nu sunt la lecție și nici la planior ca lui Blahotniuc și al lui Dodon. Așa că vă rog frumos. Nu, că nu cunoașteți datele pe buget. Să știți că domnul Năstase în curând nu va mai avea timp nici pentru a răspunde la cele mai... Da, la întrebările care țin de alegători. V-am avertizat de două ori. Vă rog foarte mult. Lorena, domnul Ceban își face foarte bine treaba. Domnia sa vă ia din timp și dumneavoastră vă lăsați prins în capcană și uitați că ați ajuns să aveți numai 3 minute și un pic. Vă rog să vă folosiți timpul cât mai eficient. Acum demonstrez că domnul Năstase idei nu are de ceea ce sunt codurile de urbanism. 1. Ce înseamnă R6 și C3? Spuneți dumneavoastră. Ce înseamnă R6 și C3? Știți sau nu știți? Spuneți dumneavoastră. Domnul Năstase. Domnul Năstase, chiar așa? Timp. Deci R6 este deci cod zonal de tip rezidențial, prin care poți construi clădiri de până la 9 etaje. Iar C3 în cazul de față este zonal pentru centru comercial. Acum, unde minte domnul Năstase, ca să fie foarte clar, că nu poate și nu are nicio dovadă, pe lângă faptul că nu cunoaște ce înseamnă cod zonal și nu știe ce înseamnă cod urbanistic. Iată ce scrie. Se operează modificări. După cum urmează, în zona de reglementare, codurile urbanistice R6 în C3. Acum eu vă explic ce s-a întâmplat la Mircea cel Bătrân. Noi n-am cedat niciun teren. Și mergem mai departe. N-am cedat niciun teren pentru că acolo e teren proprietate privată de mult timp înainte. Noi am schimbat destinația după consultările publice cu societatea din clădiri multietajate în zonă comercială. Ceea ce, după consultările publice cu cetățenii, s-a acceptat și a fost solicitată către Consiliul Municipal. Dar cum ați făcut aceste consultări? Au făcut ei împreună. Ei o procedură acolo separată. Și la noi a venit solicitarea la tot Consiliul. Deci nu există, domnule Năstase, și nu veți veni niciodată cu niciun exemplu în care fracțiunea pe care o reprezint a vândut, a cedat vreun teren municipal. Punct. Iar faptul că nu cunoașteți ce înseamnă R6 și C3, eu nu știu dacă în general vă dreptul moral să mergeți să candidați la funcția de primar. Sunt lucruri evidente. Puteți să spuneți acum. Pot să răspund? Numai 10 secunde aveți. Deci, iată cum se camuflează un mare act de corupție prin R6, R4, R5. Este un mare act de corupție la care s-a dedat fracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova și personal Ceban, și o să fac un live special la această temă pentru a vă demonstra, stimați cetățeni, cum sunteți furați de banii publici de acești indivizi care, înainte de a vota acest lucru, făceau scandal acolo, cu 6 luni înainte făceau scandal, ca după 6 luni nu mai puteți răspunde la celelalte întrebări. Ca după 6 luni să vină și să dea această modificare care a lăsat municipiul cu fără 30 de milioane de euro. Domnule Ceban, mai aveți timp. Ceea ce este nostru în toată istoria asta. Cum poți afirma că demonstrezi ceva dacă nu știi despre ce vorbești? Nu știi ce înseamnă cod de reglementare urbanistică R6 și nu știi C4. Este clar, mergem înainte. Domnul Vasile Botnaru este acum în direct cu noi și are întrebări pentru fiecare dintre candidați. Domnule Botnaru, dumneavoastră aveți mai mult timp la dispoziție, dar candidații aveți în vedere faptul că au foarte puțin timp. Mulțumesc! Da, eu regret că nu este Silvia Radu, pentru că aș fi început cu Silvia Radu să o întreb cum se întâmplă așa că iată, orașul funcționează fără dânsa. Nu s-a audit. Se fac lucruri. E adevărat că lucrurile se prezintă astfel încât inerția deciziilor sale își face efect. Iată, luminarea iluminată în parcul de la Rășcani, chestii de astea, dar eu stăteam și mă întrebam, dar poate nu-i nevoie de primar, dacă totul merge așa de bine și își cunoaște lumea treaba. Poate prin tragere la sorți, prin rotație ar fi nevoie de primar, pentru că... Dar asta sigur că era mai curând o poantă. Pentru cei care sunt în studio, aș fi vrut să profit de ocazie totuși să nu... Întrebarea pentru domnul Ceban, adică mai întâi. De exemplu, da. Da. Bine. N-aș vrea să intrăm în amănuntele astea, tocmai pentru că, iată, examenul ăsta de urbanism, mie mi se pare o concepție greșită atunci când se acreditează ideea că primarul trebuie să știe exact
ce fel de filet la țeavă trebuie să fie acolo, să intri mufile și așa mai departe. Mie mi se pare că tocmai precedentul primar încerca să se urce pe tractor, să o duc un trăleu, încercând să placă populație, că vezi, Doamne, el știe mufile, dar mie mi se pare că un manager în general trebuie să știe a pune specialiștii la locurile lor și oamenii cu expertiza pusă la punct să acționeze cu consecință. De asta eu încerc să vă adresez azi, în ultima zi de dezbatere, niște întrebări care ar arăta filozofia managerială și modul în care dumneavoastră gândiți lucrurile. Și domnul Ciobanu... Dar cu răspunsuri scurte, domnule Bodnaru. Păi asta e ștoc de cagda. Da. Domnule Ciobanu, da. Multă lume deja trăiește în capitalism. Și chiar colegi din partidul dumneavoastră, chiar dacă se numește socialist, ei trăiesc în capitalism. Și nu e condamnabil, e foarte bine, pentru că un capitalist responsabil a demonstrat Musk, de exemplu, cum știe să folosească banii, și nu doar el, dar 45% cel puțin din populație vrea totuși un socialism, într-un socialism pe care îl mai ține minte sau care și îl imaginează. Iată, dumneavoastră, primar fiind și având o putere capitalistă, care în Constituție a declarat economie de piață, care face afaceri, care este într-un anturaj capitalist. Dumneavoastră, ca primar, eminamente socialist, cum veți putea îmbina capitalismul cu socialismul? Pentru dumneavoastră special o să preiau modelul suedez, dacă este convenabil acest răspuns. Acum, ca să fie foarte clar referitor la filozofia urbanistică, domnule Botnaru, este o chestiune enorm de importantă, poate cea mai importantă, pentru că documentele permisive cu privire la autorizațiile în construcții, certificatele de urbanism, în ultimă instanță sunt semnate ori de viceprimar, ori de primar. Și necunoașterea acestor lucruri este pur și simplu inacceptabilă, ca să știți. Și nu e vorba de filosofie, nu e vorba de suit pe tractor. Asta este un lucru fundamental în activitatea primăriei, în ceea ce ține de standardele urbanistice, eliberarea certificatelor de urbanism, autorizațiilor de construcție și multor altor. Pentru că după arhitect, după viceprimar și primarul, în mare măsură, în 80% din cazuri, își pune semnătura acolo. Și ultimul, cu ceea ce ține de parcuri. Să știți că bugetul a fost planificat atâta timp cât doamna încă nu venise, iar Dorin era suspendat. Și noi am lucrat la acest buget. Și astăzi avem bani planificați atât pentru Valea Trandafirilor, de exemplu, iluminat public, cât și pentru ceea ce se întâmplă la Valea Moarelor, piste, iluminat, scări, da, suplimentar, parcul la izvor. Înseamnă că domnul Botnaru are dreptate că nu avem nevoie de primar. Ok. Întrebarea este că trebuie să lucreze și subdiviziunile, dar trebuie să fie și sursele de finanțare alocate în această privință. Și ele sunt. Așa, e clar. Domnule Botnaru, întrebarea pentru... Dacă da, aveți o, am o, un comentariu. Un comentariu sau precizat. Domn Ceban, da, dar oare clădirea asta care s-a buhnit alături de ambasada Franței s-a făcut din necunoaștere la C4 și IR2? Sau din cauza că totuși... Domnule Botnaru, eu cunosc foarte bine în detaliu și suntem în foarte bune relații cu ambasadorul Franței și cu, în general, ambasada Franței, vreau să vă spun. Ca să fie foarte clar, există plan urbanistic general, există plan urbanistic zonal și există plan urbanistic de detaliu. Iată, în acest context n-a fost respectat absolut niciunul și aici este crimă. Și cel care a semnat astfel de autorizații trebuia să plece nu undeva la odihnă vara, dar la pușcărie. Două minute mai aveți, domnule Ceban, așa că... Domnule Botnaru... Nu despre necunoaștere, dar vorbim tocmai despre faptul că există cel puțin așa o ușoară amnezie, da, probabil remunerată, sau chiar reavoință. Rugămintea este următoarea. Iertați-mă, domnule, că intervin. Rugămintea este următoarea. Domnule Botnaru, dacă aveți de făcut precizări, o puteți face. Pur și simplu, domnul Ceban are foarte puțin timp și domnul Năstase are și mai puțin timp. Da, eu nu-l mai provoc pe dumneavoastră, puteți să aveți comentarii. Dar comentariul meu este că eu insist că întâi și întâi trebuie bun simț, onestitate, corect, necoruptibilitate, pentru că ce folos că omul știe, da?
Și dacă el e boier și dacă pune semnătura, merge mai departe. Dacă nu pune el semnătura, dar da, tocmai un control colectiv, Botnaru, ca să știți un consiliu clar, care să-l constrângă pe dânsul pe care vreau să-l spun în această privință, dacă îmi permiteți, este că în prima săptămână voi interveni administrativ să nu mai fie eliberate autorizații de construcție cu toate consecințele de rigoare. Unu, în intracartier, adică în cursele blocurilor de locuit, în zonele aferente și în zonele spațiilor ne oprim, administrativ. Și ne cine oprim va încerca să facă acest lucru, va răspunde inclusiv prin demisie. Dumneavoastră mai aveți încă două întrebări, cel puțin, bine, la care sunteți obligați să răspundeți. Dar e o chestiune foarte importantă, pentru că avem... Domnule Botnaru, mergem mai departe. Întrebarea pentru domnul Năstase. Mergem mai departe, dar eu repet, eu tare mă tem de boieri care zbarți că vă plicea, ne dau nouă, hai, navă și vouă o alee. Da, nu e adevărat. Da, mergem mai departe la întrebarea pentru domnul Năstase. Eu încerc tot așa să fie o întrebare mai generalistă, ca să vorbim despre filozofie relațiilor cu administrația centrală. Pe mine mă preocupă tare mult. Chișinău, în general, se consideră oraș de reședință a administrației centrale. Când administrația centrală are un alt vizitator, ea închide orașul și orașul trebuie să nu mai existe, da? Și odată pe an poate și orașul are câte o idee, de exemplu să facă o cursă de bicicliști și atunci îi se dă voie. Și în sensul ăsta, sigur că asta nu e o întrebare de un minut, dar totuși, iată, de exemplu, în marile capitale occidentale, la americani, de exemplu, șeriful este ales și primăria, măcar are o poliție municipală care nu intră în competiții, dar totuși face ordine pe strada Eminescu sau Armenească nu doar atunci când vrea prim-ministru. Da? Sau doar atunci când trebuie să elibereze traficul pentru că acolo se află sediul Partidului Democrat. Da, dumneavoastră, domnule viitor primar, cândva, sau candidat, cum credeți, s-ar putea face astfel încât administrația municipală să aibă mai multe drepturi în raport cu această administrație papală care impune chișinăuienilor regimul și agenda și, în general, respirația pe care o vor dânși? Eu cred că acest lucru este posibil și în cadrul actualului cadru normativ, dacă ar exista o comunicare instituțională mai bună, mai eficientă dintre cele două autorități, centrală și locală. Și aici vă rog să mă lăsați să-mi păstrez timpul pentru altă întrebare. Vă mulțumesc! Mulțumesc și aveți disponibilitatea mea să produc acest lucru în viitor și mai bine decât se poate în cadrul acestui cadru. Da, domnule Botnaru, mulțumim foarte mult! Seară bună! Mulțumim! Ne vedem duminică! Dumneavoastră aveți 2 minute și 20, cred. Da. Aș fi vrut să vă iau 15 secunde și să-mi spuneți totuși, cum o să vă împăcați dumneavoastră, dacă ajungeți primar, cu această administrație centrală cu care sunteți în război deschis? Știm că la guvernare se află Partidul Democrat, care are și guvern, și parlament controlează, și peste tot este. Cum o să reușiți să vă înțelegeți cu ei? Pentru că vedem atunci când și guvernul și primarul conlucrează, lucrurile se întâmplă. Da. Aș vrea să remarcați o mică diferență. Eu nu sunt în război cu oamenii, nu sunt în război cu instituțiile, sunt în război cu ceea ce fac acești oameni și ce fac aceste instituții. Corupție, sărăcie, mizerie, nedreptate. Iar atunci când este nedreptate, nu poți să nu fii în război și cu aceștia. Și atunci apelez la comunicare instituțională. Cu proiecte bune, le propui, vii cu propuneri legislative atunci când este cazul, le propui unor deputați și așa mai, și a celor care au dreptul la inițiativă și o comunicare, repet, una instituțională bazată pe nevoile și grijile oamenilor. Da. Acum propun, așa cum v-am obișnuit, să luăm o pauză pentru publicitate și să ne întoarcem cu un subiect, problemă, pe care îl vom discuta ulterior din ceea ce a rămas din timpul nostru. Bine, publicitate. Am intrat, domnule Năstase. Ați tras cu ochii în fițuica, gata, nu mai luăm din copiază, timp, dar eu v-am văzut. Copiază. Așa, continuăm cu un subiect pe care l-au realizat colegii de la Radio Europa Liberă. Dați-mi voie în acest moment să le mulțumesc foarte mult tuturor celor care ne-au sprijinit în realizarea acestor dezbateri. Ei au fost cei care au realizat profilurile candidaților și subiectele problemă pe care le-am discutat în toate aceste emisiuni au fost 8 la număr. Așadar, astăzi discutăm despre situația din domeniul educației, ne referim aici sigur la școlile și grădinițele municipale, pentru că
primăria totuși are o contribuție și ar putea fi în puterea primăriei să rezolve problemele cu care se confruntă aceste instituții de învățământ. Vreau să vedem mai întâi subiectul și apoi să trecem să vedem cum rezolvați fiecare dintre domniile voastre problema care va fi pusă în acest material. Numărul de elevi este în continuă scădere în ultimii 10 ani și s-a redus cu aproape o treime, până la puțin peste 82.000 de copii. În pofida acestei tendințe, în funcție de renumele și imaginea școlii, multe instituții adună clase arhipline, unele sunt nevoite să distribuie orele în două schimburi. Grădinițele sunt și ele supra-solicitate în pofida declinului continuu al natalității. Specialiștii spun că își face efectul închiderea masivă a instituțiilor preșcolare în anii 90. Din cauza indicelor demografici. Din cauza problemelor din sistema salariilor mici și a subfinanțării cronice, grădinița și școala au devenit o povară pentru părinți. Corupția, pe care nu au fost în stare să o dezrădăcineze cei mai înfocați reformatori, a generat constant tensiuni și conflicte între părinți și administrație. Chiar dacă au luat amploarea unor zgomotoase scandaluri de presă, soluțiile se lasă așteptate. Una dintre problemele unghiulare este meniul sărăcăcios al cantinelor. Pentru alimentație, primăria alocă puțin peste 23 de lei pe zi, iar Centrul de Sănătate Publică din Chișinău a constatat într-un studiu că în meniurile grădinițelor și școlilor sunt prea multe produse făinoase și prea puține fructe. Există instituții care oferă pentru alimentația copiilor doar crupe și paste făinoase de 3 ori pe zi, iar legumele și fructele nici măcar nu sunt trecute în meniu de ochii lumii. Asta a determinat mai mulți părinți ca anul trecut de ziua copiilor, pe 1 iunie, să organizeze un marș în care să ceară autorităților alimentație sănătoasă pentru copiilor. Scandalurile privind alimentația copiilor în școli și grădinițe s-au ținut lanț în ultimii ani. Cel mai de răsunet caz a fost în noiembrie 2016, când Centrul Național Anticorupție a făcut razii și arestări, inclusiv la primăria Chișinău, în legătură cu livrarea de alimente alterate în școli și grădinițe, urmarea trucării licitațiilor publice. Atunci au fost efectuate 46 de percheziții și a fost anunțată deschiderea peste 30 de dosare pentru abuz în serviciu, trafic de influențe, corupere sau depășirea atribuțiilor, inclusiv pe numele unor funcționari din primăria Chișinău. O altă problemă insurmontabilă deocamdată este vacanța de vară pe care o iau din vari motive grădinițele. Pe când era ministru la educație, Corina Fuso anunțase tranșant că și cadrele didactice de la grădinițe și creșe trebuie să beneficieze de concedii. Anunțul a amplificat nemulțumirile părinților. De atunci, autoritățile se căznesc să dreagă busuiocul, iar părinților li se dau asigurări că vor putea muta copiii vremelnic în alte grădinițe. Dar și această opțiune ridică o sumă de nedesemne de întrebare, de la starea emoțională a copiilor lui parașutat într-un mediu străin, până la gestionarea transferurilor și perceperea plăților. Da, la cât de bune sunt aceste materiale realizate de colegii noștri de la Radio Europa Liberă, am putea sta să discutăm câte o oră despre ceea ce au făcut ei și cam cum arată această situație în capitală. Totuși, nu avem mult timp la dispoziție și vă rog foarte mult să știți că și acesta este un talent, de fapt, să te poți înscrie într-un minut cu un răspuns atât de complicat și atât de, într-adevăr, este complex, un răspuns extraordinar de complex. Haideți, domnule Năstase, să încercăm totuși să ne încadrăm într-un minut și să vedem cum rezolvăm problema instituțiilor municipale de învățământ. Pentru că o generație educată este o generație liberă, noi ne-am făcut o prioritate din educație, atât la nivel național, cât și la nivel local. În ce privește soluțiile? Am examinat foarte clar care sunt problemele la nivelul educației. Avem un raport pentru 2017, am constatat cu stupoare că 2000 de copii anual pleacă peste hotare, iar alte 13 rămân fără un părinte care pleacă la fel peste hotare. Iată de ce ne-a făcut o prioritate din a face pentru fiecare copil să aibă acces la un loc în grădiniță. Pentru asta vrem să deschidem noi grădinițe și grupe pentru a le asigura acest lucru, în parteneriat cu mediul de afaceri și va fi un parteneriat prietenos. Vom face așa încât cei care construiesc mari centre comerciale să aibă grijă ca pe lângă ele să facă alte locuri pentru copii și pentru elevi. Un fond anual de susținere a cadrelor didactice, un fond anual de peste 45 de milioane pentru a-i susține la salariile proaste pe care le au.
ridicarea până la 20% a ceea ce înseamnă... Noi vom citi cu toții programul sunt convinsă că acolo sunt toate aceste lucruri. Okay. Pentru, da, pentru că mai aveți mai puțin de un minut și așa. Mai avem încă o întrebare de la alegători. Am să încheie aici. Trebuie să știți că avem o prioritate din educație și asta vă face. Da. Domnule Ceban, aceeași întrebare. Sunt câteva probleme complicate care sunt în sistem. Unul este slab salarizarea, doi este birocratizarea excesivă a sistemului, rapoarte și tot așa mai departe, pe care trebuie să îndeplinească pedagogii. Trei este problema legată de infrastructură, atât cât și în ce condiții se află clădirile, cât și dotarea acestor. Și patru este accesul, pentru că foarte multe instituții s-au închis și, în acest sens, capacitățile sunt cele pe care le-ați descris în acest reportaj. Ce facem noi? Unu, dacă mergem pe instituțiile preșcolare, aici am zis că trebuie să păstrăm acest adaos la salariu până nu se intervine la nivel de lege, de 50% pentru tot personalul bugetar. Doi, ar trebui să, și este valabil și pentru pedagogii din sistemul, tinerii pedagogi din sistemul educațional din nivelul, mi-ar arătați că nu mai am timp. Aici ar fi locuințele sau compensarea pentru chirie, pentru că oamenii pleacă peste hotare și câteva lucruri. Achiziții, introducerea unei reguli și control în alimentație, ceea ce s-a întâmplat la grădinițe, nu trebuie să se mai întâmple, trebuie să centralizăm. Așa. Și regulile cu plățile neformale, în instituții. Mai avem încă două zile la dispoziție ca să cercetăm minuțios toate programele electorale și și acolo încă vom vedea cine este mai aproape dintre candidați. Așadar, trecem la întrebările pe care le au alegătorii față de domniile voastre, pentru că acestea mi se pare extrem de importante. Până la urmă, chiar contează foarte mult. Ei sunt cei care aleg. Haideți să vedem întrebarea pentru domnul Ceban. La domnul Ion Ceban, are el intenție să extindă Chișinăul? Că iată, lumea dea unul în cap. Da. Ceea ce am zis noi, că municipiul Chișinău nu ar trebui să se concentreze pe intern. Deci trebuie să dezvoltăm zone rezidențiale noi. Nu ar trebui să intrăm în curțele intrabloc. V-am zis că sunt peste 2000 de construcții la momentul de față, 15 ilegale. 15 secunde. Da, trebuie să mergem pe strada Alba Iulia, da, pământ trebuie Bătrân, să aeroport, dar toate aceste complexe rezidențiale trebuie să fie deci împreună cu infrastructură. Policlinici, da. Grădinițe, vă opresc că mai am o întrebare pe care o las la desert. Pentru 10 secunde, nu e nevoie de mai mult timp acolo. Mergem la domnul Năstase. Haideți să vedem întrebarea pentru domnul Năstase. Pentru Năstase? Ce model de oraș european îl vreți să urmeze? Da. Ce oraș vreți să amene Chișinău? Cu Semipalatinsk, Nijni Taghil, Budapesta, Varșovia, Paris, Madrid. Noi avem un stil a nostru, pentru că aici sunt toate stilurile, și turcesc, și bizantin. Da. Spuneți, da. Vă rog, ce model de oraș? Mi-a făcut o obișnuință din a aduce în orașul Chișinău proiecte de succes de la Cluj, de la Oradea, de la Timișoara, de ce nu și de la Barcelona, în ce privește amenajarea pieței și așa mai departe. Sunt modelele mele, sunt modelele românești și modele europene. Da, cu toții am văzut ce piață este la Barcelona. Cei care au ajuns acolo chiar este deci un punct avea și de atracție. Una în piața centrală, una ca la Barcelona, care întrece, dacă vreți, și Sagrada Familia. Da. Într-un anumit fel, sigur. Nu vorbiți despre asta. Da. Acum eu propun... Nu comparați piața cu Sagrada Familia. Nu, eu v-am spus din altă perspectivă. Se supără Gaudi, se întoarce în mormânt acolo. Da, propun să trecem la acea întrebare surpriză. Am o întrebare. Este pentru ambii candidați. Întrebarea sună foarte simplu. Răspunsul s-a găsit și în reportajul colegilor de la Radio Europa Liberă, am văzut că și chiar sunt îngrijorată dacă nu cumva l-ați reținut de acolo, câte grădinițe sunt în capitală? 174 de instituții aveam în total, nu mi-amintesc exact cifra de grădinițe. Cred că sunt 158 din 319 de instituții totalmente. M-ați surprins teribil. Cine? Dumneavoastră. El le-a rescris acolo. Domnule, dar în programul tău nu sunt scrise. Nu, eu n-am nicio foiță. Nici n-ar fi, dar nici dar nu sunt. Da, nu, să știți, iată unii programul meu. Direcția Municipală pentru să Educație dă această cifră și am tocmai că am rămas surprinsă că ați spus cu atâta exactitate. 159 de grădinițe dă Direcția Municipală. Despre școli, sigur, nu mai întrebăm că cifrele sunt diferite. Acum, aveți la final acel minut pentru a vă adresa alegătorilor. Ceea ce am vrut ca să spun în acest moment, înainte de acest minut, nu iau foarte mult timp, doar am vrut să spun că
Dacă va exista un tur 2, ne vom vedea din nou la dezbateri în turul 2? Vom vedea cine sunt cei doi care vor fi desemnați să se bată, să ajungă în bătălia finală? Noi vom organiza în continuare aceste dezbateri, așa că propun să vedem ce se va întâmpla duminică și apoi vă vom anunța cum vom proceda în continuare. Domnul Ceban deja a spus că vrea să vadă cu cine se întâlnește în turul 2, dumneavoastră este sigur că va ajunge acolo. Cel puțin așa arată sondajele. Dar nu este clar încă ce mai arată sondajele, așa că propun să vedem duminică ce rezultat vom avea. În acest moment începem pentru minutul de final. Domnule Năstase. Minutul de final. Da. Atât de toate, permiteți să le mulțumesc tuturor celor cu care m-am văzut în această campanie. Le mulțumesc pentru sprijinul pe care mi-l acordă. Le mulțumesc pentru faptul că au încredere în mine și le doresc să aibă cât mai mult curaj. Pentru că de curaj este vorba în aceste alegeri. Noi nu alegem acum un șef de direcție, nu alegem un șef de sector, așa cum pretinde domnul Ciobanu. Noi alegem un primar, un primar cu viziune, un primar care să aibă o echipă, o echipă care să implementeze un program pe termen scurt, mediu și lung în interesul cetățenilor. Și este nevoie de un primar care să-și asume responsabilitatea și să răspundă în fața oamenilor, nu așa cum s-a produs de atâta timp. Iar cei care vin și vă dau cifre, vă dau litere, ar trebui să știți, în spatele acestor litere și cifre se ascund mari acte de corupție. Mari acte de corupție care nu vor putea fi justificate decât prin fraudă, prin minciună, așa cum o face domnul Cioban de fiecare dată. Eu îl invit să explice tuturor cum se întâmplă că cu 6 luni înainte fac zgomot, sunt împotriva acelei decizii despre care am vorbit în această emisiune, iar la 6 luni distanță deja votează. Contra cât, domnule Ciobanu, și noi trebuie să știm. Și asta o să-l întreb într-o bună zi un procuror liber pe care o să-l eliberăm după alegerile parlamentare din toamnă. Până atunci însă, prieteni, vă invit să ieșiți la vot. Este nevoie de consolidarea noastră, de ieșire masivă pentru a-i opri din încercarea lor de a frauda aceste alegeri. Expirat. Vă mulțumesc. Mulțumesc mult. Și eu vă mulțumesc. Domnule Ceban. Eu vreau să vă mulțumesc pentru această oportunitate de a organiza dezbatere. Sunteți printre puținele televiziuni care au făcut acest lucru. Este regretabil faptul că unii nu vin la dezbatere și mai ales cei care cel puțin încearcă să convingă de la alte ecrane ale televizoarelor că sunt favoriți în această cursă. Bine că au timp pentru acele televiziuni. Eu vreau să le mulțumesc tuturor oamenilor cu care m-am întâlnit în această campanie. Sunt zeci de mii de oameni cu care am dat mâna personal, care mi-au criticat undeva constructiv, undeva mai puțin, undeva mai argumentat, undeva mai apăsat. Pedagogi, medici, educatori, bucătari, oameni care pun asfaltul, oameni care lucrează la întreprinderile municipale toate, oameni de la alte întreprinderi, pentru că am avut câte 8-9 întrevederi. Sunt peste 119 întrevederi pe care le-am avut în această perioadă și peste 20.000 probabil de oameni am dat mâna și am repartizat ziarul meu personal cu platforma electorală. Eu vreau să vă mulțumesc pentru suport, pentru critică și vreau să vă invit pe 20 mai să veniți la alegeri, să alegem un primar care să reprezinte Chișinăul și chișinăuienii în continuare. Multă sănătate și la revedere! Vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor, încheiem aici rundele noastre de dezbateri. Vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre. Vreau doar atât să vă spun. Duminică mergeți să votați. Dacă cineva dintre candidați v-a convins, votați-l pe cel mai bun, pentru că avem nevoie cu toții de o capitală în care să trăim decent, cel puțin. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați urmărit pe parcursul celor 2 săptămâni. Ne vedem duminică seara la ora 21 la o ediție specială a emisiunii În profunzime, unde vom discuta despre cum au decurs alegerile. Pe duminică!